Ducător agricol, Ion Babrâ a devenit în anul 2001. Anume atunci a fost fondată și întreprinderea sa agricolă Valea Sofiei, a cărei bază de activitate este agricultura și vităritul. Însă pasiunea sa față de glie vine din copilărie. S-a născut în satul Sofia, într-o familie de țărani, și din frageda sa copilărie a îndrăgit acest pământ strămoșesc, unde muncește și azi cu multă abnegație. M-am născut într-o familie de țărani, mama lucrătoare de rând colhozniță, tata tractorist. Terminat 10 clase, cum era pe atunci satul Sofia, după absolvirea școlii, dacă tata tractorist, întotdeauna copiii își îndrăgostesc cu profesia părinților. Și am îndrăgostit și eu tehnica și am plecat la învățătură, la școala tehnică din oraș Soroca. Atunci era sovhoz tehnic cu mehanizație și electricație. Am terminat școala, de acolo am plecat în rândurile armate sovietice, întorcându-mă înapoi. Am hotărât să intru la lucru în satul natal. Am intrat ca inginer pe tehnica securității, după aceea inginer pe exploatații, cum era pe vremea aceea, după inginer pe exploatații, șef de autoparc, și în anul 2000 am devenit inginer șef, după aceea lider, adică s-a făcut privatizarea pământ și am hotărât împreună cu specialiștii care erau pe atunci să luăm și noi pământ, adică să fim stăpâni pe pământurile din satul natal. Din 2001 am deschis întreprinderea Sărăla Valea Sofiei, care mă aflu în fruntea ei până la ziua de astăzi. Timp de 11 ani, anual prelucrează circa 3.000 hectare de pământ, care a fost consolidat de la cotașii din sat, pe care cultivă cereale, grâu, urs, porumb, floarea soarelui, soie, sveclă de zahăr. Este un producător agricol cunoscut în raion și în republică. În fiecare an face pași siguri în direcția prelucrării pământului, aplicând tehnologii noi avansate. Acceptă și aplică doar metode noi care îi aduc succes. Le învață din experiența producătorilor din Germania, Austria, America, cât și de la specialiștii companiei Zuzucher Moldova. La ziua de astăzi avem 3.000 de hectare în arendă de la țărani. În proprietate avem undeva la vreo 30 de hectare care sunt cumpărate la întreprindere de la nevoieși și de la oamenii care au hotărât ca să-l vândă. Vreau să spun că, într-adevăr, în 2001, când am început a lucra, pe atunci dispunem de tehnica așa sovietică care era la momentul de față. În schimb, avem mult tehnică, mulți mecanizatori, pe atunci avem 680 de lucrători, dintre care mecanizatori erau vreo 140. Trecând vremea din 2000 până 2001, până la momentul de față, undeva în 2007, am procurat tehnică mai modernă, mai performantă, văzând că din cauza că cadrele, adică masele de oameni, migrează, se duc, noi reșine lucra, având în arendă aceste pământuri care mi-am luat un angajament față de cotaș care ne-au încredințat, hotărât și-am cumpărat o tehnică modernă, am luat combină de marca Case și apoi am luat două combine de marca Dominator Class și am înlocuit toate aceste nouă combine care pe vreme și ei folosăm pentru strânsul roadei, adică grâului. Și la momentul de față eu socot că este 3 combine, dar ele sunt plus. Ar zici că una e tot timpul în rezervă, noi cu două am dovedit că toate aceste 1.200-1.300 de hectare de prima grupă, care le recoltăm cu combine, noi le dovedim cu această tehnică. Pe urmă am văzut ce înseamnă tehnic performant și am trecut la niște tractoare moderne de marca John Deere. Și la ziua de astăzi avem două John Deere-uri, am cumpărat întâi un John Deere de 95-20, adică de 500 de cai putere, și a doilea John Deere l-am luat de 320 de cai putere, care înlocuiesc toate celelalte tehnici care am avut-o până la ziua de astăzi, adică să are în vedere T-150-urile, KSM-100-urile, MTZ-urile și așa mai departe. Eu astăzi, practic, la
aceste 3.000 de hectare cu aceste două tractoare la pământ, altă tehnică nu introduc. Noi cu această tehnică dovedim și la această tehnică, să vă spun drept astăzi, noi dispunem de 14 tractoriști care sunt angajați în câmpul muncii, anume în prelucrarea pământului pe dealul. Ion Babără este un bun producător pentru că este și un bun matematician. A obținut și obține rezultate bune nu numai în cultivarea cerealelor, dar și în zootehnie. Deține circa 600 capete de bovine, de la care obține lunar circa 4 tone de lapte. Și aici implementează cele mai noi tehnologii. Munca manuală aproape este exclusă total. Din aparatul care este fixat la ulgerul vacii, laptele vine prin țevi în cisterna ermetică. Pătrunderea microbilor este exclusă, de unde mai apoi și este exportat la fabrica de lactate. Este mulțumit de acest gen de activitate, deoarece aduce profituri zilnice. Avem o fermă de vaci care o păstrăm până la ziua de astăzi și avem pentru ea hrană, 200 de hectare de lițării și 150 de hectare de porumb care facem silos, mâncare pentru aceste animale. Dispunem uneori de 600 de animale, dintre care vreo 300 sunt mulgătoare, restul sunt pentru restabilirea mai departe este fermă. Din motivul migrației populației, satele Moldovei rămân aproape pustii. Pentru a-și găsi un loc de muncă bine plătit, pleacă peste hotarele țării. Ion Babără s-a gândit și la oamenii săi din sat. În fiecare an cultivă tutun, chiar dacă nu este o cultură atât de profitabilă, unde sunt angajate circa 40 femei. An de an, greutățile sunt tot mai mari. Guvernul, grija noastră, nu ne poartă, dar Ivan Mihailovici în tot anul ne poartă grija, are grijă ca noi să avem în cursul anului, vara, că nu este de prăjit la seclă, la răsărită, ne pune tutun și noi cu aceasta ne ținem familia. De fiecare dată, după cum dăm o prima ruptură, ne plătește la vreme și prima și a doua. Suntem mulțumiți pentru faptul că ne poartă grijă și avem de lucru tot anul împrejur. Implementarea noilor tehnologii pentru a primi un produs finit calitativ este imposibilă fără tehnică performantă. Cu atât mai mult că se duce lipsă și de brațe de muncă, tractoriști, specialiști în domeniu. Dacă de la începuturi la întreprindere activau circa 800 muncitori, la moment numai 170. Având ocazia de multe ori deplasându-mă din țara noastră natală în alte țări care într-adevăr lucrează de mult timp cu tehnică modernă și cu agregate moderne care la ziua de astăzi le-am procurat și noi în gospodăria noastră, am văzut într-adevăr că cu așa tehnică modernă se poate de făcut mult mai mari avantaje și la noi în țară și am cumpărat această tehnică și am început a lucra. Și acum a treilea an lucrăm după tehnologiile noi. Și văzând cu cheltuieli cu mult mai mici, se poate de făcut producții cu mult mai multă, având un beneficiu, văzându-l an cu an, că el crește. Început cu sfecla de zahăr, că lucrăm cu întreprinderea Suzuki Moldova, care într-adevăr au niște specialiști competenți. Aș vrea să spun că întotdeauna au idei noi și am putut face o performanță în sfecla de zahăr. Ei ne-au convins și ne-au deplasat în Germania acolo, anume unde se face așa prelucrări. De acolo, văzând și ne-am convins că într-adevăr se poate așa succese, am hotărât, printre primii aș vrea să spun că am procurat o combină de marca Holmer. Am trecut la arătura fără întoarcerea palastului, adică arătura fără întoarcerea plastului, care este o tendință la ziua de azi cum sunt seștile, se păstrează și ei umiditate și aș vrea să spun că de nu mai merg atâtea cheltuieli la hectarul când
de prelucrat. Se face această rătură fără butoarcea plastului, după aceea e nivelatul și putem să semănăm. Cheia succesului este voința producătorului. Munca zi de zi. Majorarea capacităților de producere constă în implementarea noilor metode. Investițiilor. Până nu dai, nu iai, spune Ion Babără. Ca să obții succes, trebuie să fii singur în sine încrezut că ai putea căpăta succes și întotdeauna cei ce vezi nou trebuie să le implementezi singur ca să le, te convingi că într-adevăr acest succes poate de căpăta. Și când le capiți poți să dai și sfaturi la ceilalți prin prejur. Pe viitor aș vrea să spun acum modernizăm o leacă în fermă, că v-am spus că avem o 600 de capete de vite și vreau să mă modernizez. Am modernizat un grajd la trecut la o sistemă nouă de mulți. Vrem încă mai avem vreo 3 grajduri care toți să le introducem o sistemă nouă ca să fie ușor pentru lucrătorii de acolo, ca să le fie mai ușor în lucru și să căpătăm roade mai bune, că întotdeauna introducerea ceva nou trebuie să aduc succese mai mari. Pe urmă, avem nevoie tot de niște succese mari în prelucrarea acestei producții, anume a laptelui. Vrem să introducem o sistemă de pasterilizare a laptelui, care eu să fie pe viitor și pentru noi, poate și pentru raion și pentru mulți oameni, că într-adevăr fermele la ziua de astăzi s-au micșorat. În prejurul nostru, în raionul nostru, am rămas numai noi, mă ating cu fermă, de aceea o mai menținem și vrem să o perfecționăm. Ion Babără are o experiență considerabilă de muncă. Știe cum să-și dezvolte afacerea. Obține rezultate bune la toate culturile agricole, mai ales la sfecla de zahăr, fiindcă mereu este în căutarea metodelor noi de prelucrare a câmpurilor. Partenerul său este Zucker Moldova, care asigură producătorii cu semințe erbicide, îngrășăminte, motorină. E unica întreprindere care garantează procurarea producției după recoltarea și achitarea la timp, ceea ce nu o fac și alte întreprinderi la procurarea grâului, porumbului, soiei. Fie ca întotdeauna să existe relații bune între producător și cel care prelucrează producția. Numai împreună vom putea exista, activa și a implementa ceva nou, ne-a relatat Ion Babără.